Partidul Național Liberal este la guvernarea României de aproximativ o lună și jumătate, timp în care a adoptat o mulțime de măsuri. Una dintre acestea este numirea lui Cristian Roșu în funcția de administrator special al Complexului Energetic Hunedoara. Referitor la această numire, senatorul PSD Cristian Resmiriță ia atitudine, considerându-l pe Cristian Roșu incapabil pentru ocuparea acestei funcții. Ca să pui un om administrator special al Complexului Energetic Hunedoara, cel mai mare angajator din județul Hunedoara, fiind, atenție, în viața ta cel mult electrician, mi se pare deja o chestiune de febră galbenă. Foarte șmecheră. Tubeu mare. Nici nu mai contează cum îi din Rupeni, că e președintele PNL Rupeni, că n-a făcut nimic în viața lui. Că a ținut o conferință de presă în prima zi după ce a fost numit. Păi vă zic eu o treabă. În prima zi când te duci și la mare în concediu, mare mai. Nu știi la ce oră să ia micul dejun. Da, pe să vorbești, să comentezi, să explici tu. Zero parat. Chestiune de febra galbenă. Tupeu maxim. Mă interesează că în mâna unuia care a lucrat maxim electrician în viața lui, este pus destinul economic al județului. E grav. Ca urmare a datoriilor pe care Complexul Energetic Hunedoara le avea către creditori și a neputinței plătirii restanțelor, societatea a intrat în insolvență. Conform procedurii de intrare în insolvență, la conducerea CEH a fost numit un administrator judiciar și unul special. În funcția de administrator special a fost numit președintele PNL Lupeni, Cristian Roșu. După lucrările deja realizate de către constructori și finanțate de către Consiliul Județean Hunedoara în masivul Parâng, urmează să fie amenajată și porțiunea de drum de la baza telescaunului până în zona Rusu. Nu este un tronson lung de drum, însă se află într-o stare deplorabilă care va fi remediată. O nouă investiție, cum spuneam, drumul din jos, de la baza telescaunului până sus la Rusu, să merge cu sens unic de acolo, din colț, de unde este depozitul de gunoi și ne întoarce înapoi pe aleea Bujorului. Important este că facem o asociere cu primăria municipiului Petrușani. Primăria ne dă strada Bujorului, iar noi vom face investiția cu lărgirea drumului, cu rigore carosabile. Adică, dacă facem drumul până sus în Parâng, de ce să nu facem și aici să rezolvăm? Până la începutul săptămânii viitoare, partea de carosabil de 1,1 km va fi scoasă la licitație. Unul dintre proiectele planificate pentru anul 2020 de către Societatea Apa Ser Valea Jiului vizează introducerea rețelei de apă potabilă în stațiunile Straja și Pasul Vâlcan. Lucrare care ne va pune cumva în încercare, pentru că se va realiza alimentarea cu apă potabilă în întreaga stațiune, inclusiv sistem de hidranți, inclusiv un rezervor de înmagazinare. Toată apa va fi adusă din stația Valea de Pești, toată apa în munte va fi pompată, dar va fi o apă de calitate, adică e cea, nu pot să spun cea mai bună apă, dar e de la sursa cea mai importantă a Văjiului Valea de Pești. Deci Straja nu va avea apă doar în momentul când va fi pusă în funcție, doar în momentul în care avem probleme cu Valea de Pești. Și o altă lucrare în care noi suntem beneficiari, dar vă dați seama că suntem implicați 100%, este alimentarea cu apă în Pasul Vulcan. Proiect contract semnat acum, sunt în perioada de proiectare și undeva în primăvară se vor apuca și ei de lucru. E o lucrare care trebuie să fie foarte bine coordonată și supervizată de noi. În momentul de față, societatea este în perioada de achiziții, însă în primăvara anului următor ar putea începe lucrările. Mai sunt doar câteva zile până la venirea Crăciunului, iar astăzi copiii ce merg la cele două centre ale casei Policino au spus poezii și au cântat în așteptarea moșului ce le aduce daruri. Evenimentul a avut loc în sala de marmură a primăriei municipiului Petroșani. Avem bucuria de a-i urmări pe copii, s-au pregătit temeinic și cu siguranță serbarea de astăzi va fi cea mai frumoasă serbare dintre toate. Vine și moșul? Ca de obicei, da.
copilașii noștri sunt niște fericiți. Moșul îi caută de multă vreme, i-a găsit de multe ori și cu siguranță și astăzi îi va găsi. Cu mic, cu mare, copiii s-au pregătit să spună poezii și cântece pentru a primi daruri, dar au organizat și o scenetă arătând cât de talentați sunt. Am pregătit o scenetă de Crăciun cu toți copiii și au și copiii mici și un dans și vor cânta și ei. Și am pregătit toți, ne-am organizat și o să facem toți. Cât timp v-ați pregătit? Cred că ne-am pregătit vreo 2 săptămâni. A fost ceva de lucru și cu copiii mici, dar au reușit și ei. Și acum o să vă prezentăm, o să fie frumos. Așteptați să vină și moșul, bănuiesc. Da, desigur, cu toții, mai ales și cei mai mici, toți, da. Gen, Dana. Ascultă în ghița. Am nu pasă, am mâinuță groasă. În incinta casei Policino funcționează 2 centre, unul pentru copiii care au diferite deficiențe, iar celălalt se adresează copiilor proveniți din familii care se confruntă cu dificultăți materiale.